Asta este lucrarea, să facem ca să avem lucrarea care trebuie avizată de colmatare. De colmatare. Pe viitor, ca să nu mai avem aceste probleme, ar trebui făcut un program de intervenție permanentă a companiei județene Apaser, să reușim de fiecare dată când este nevoie să facem lucrările. Ce vă împiedică să faceți de colmatarea asta? Ne-am lovit tot timpul de autorizările din zona apelor române și de o constrângere a existenței. Există o conductă a transgazului. Transgazul la rândul lui avizează lucrările acestea doar pe perioade limitate, cam un an de zile. Lucrarea am făcut-o. A cui terenul ăsta? Este a comunii Cordun, concesionat către municipiul Roman. Asta este zona care a rămas în discuție. Aveți autorizare de la PSD la drumul la... Lucrarea noi am făcut-o, dar a fost în urma viiturilor din 2018 distrusă. Sunt lucrări temporare. De fiecare dată când există viitură pe cursul râului Moldova, avem aceleași probleme. Sunt lucruri constatate din 96. Domn general, Nițică este? Haideți, domn general, intrați un pic. Domnul, vă aștept. Unde e domnul de la APE? Domnul director Povăleanu este aici. Domn Povăleanu, veniți încoa. Îmi spune domnul director de la APASER că nu are autorizări de la APE să dea drumul la decolmatarea asta. Da, domnul președinte, deci el a rămas cu unei avizări. Ca să poată să aducem apa o parte din dintr-un canalul ăsta. În cât timp puteți să-mi dați avizarea asta? Noi am discutat ieri cu proiectantul și cu domnul director tehnic de la APASER. Sigur, proiectantul ne-a încurajat, este de durată, este vorba de procedurile de mediu și așa mai departe. Păi și ce facem, domn director, că îmi stau oamenii în Roma fără apă? Nu, am înțeles. Procedura este dacă putem face ceva pe situații de urgență, că altfel procedura efectiv de avizare a acestei lucrări totuși durează. Bun, dacă putem pe situații de urgență, domn general, păi, domnul, ce putem președinte, face? Este clar că avem o situație de urgență, cel puțin se controlează o situație de urgență, e vorba de eșecul utilităților publice, cu riscuri foarte mari pentru cetățenii de romani. Știți, apa înseamnă sănătate, lipsa apei, epidemii, probleme, deci spital, chiar avem o situație școli. De urgență. Și este o situație de urgență. N-am văzut că am venit încoace hotărârile comitetului locale pentru situații de urgență de la... Nu au fost emise, nu. De la Roman și de la Cordun. Dar am discutat ieri cu primarii și sunt de acord și ei constată că e o situație de urgență. În comitetul județean o să constatăm că e o situație de urgență. Când astăzi la ora 2:30 mai există și se va face lucrarea în regim de urgență și sunt toate condiții că am discutat și cu domnul director Povăleanu înainte de acest aspect. Trebuie ca primăria pe teritoriul care se află terenul respectiv, lucrarea, să dea o autorizație de construcție în regim de urgență, ceea ce înseamnă pe loc, dar să ulterior să se obțină toate avizele în așa fel, atunci când se recepționează lucrarea, să fie toate documentele, colaborăm cu apele române și documentele avizările. Da, deci astăzi situația de urgență, comitetul de situație de urgență se la două jumătate. Și o să vezi asta. În cât timp poți să te apuci de treabă? Eu pot să mă apuc din momentul în care am eliberat și am semnat hârtiile și am votat în Comitetul Județean pentru situații de urgență în maxim jumătate de oră. Trebuie să obțineți autorizația aia rapidă, știți? Da. Autorizația urmează imediat după votarea Comitetului Județean. Domnul primar de la Cordon nu-i venit, nu? Nu l-ați chemat? Și domnul primar de la Cordon trebuie să... Cred că mai este o problemă care ține și de Consiliu, domnul președinte. Mi s-ar putea să fie nevoie de niște resurse financiare pentru lucrarea asta. Asta vă dau eu de la Consiliu. Noi am prins în proiectul de hotărâre din discuțiile preliminare pe care le-am avut la doamna prefect. Asta este... ar fi nevoie. Și am solicitat către Consiliul Județean să analizeze posibilitatea... Au zis în jur de 500... Depinde de orele de funcționare ale utilajelor, dacă este o situație de evaluat, situația din teren, datorită viitorilor și a cursului care fluctuează, nu poate fi dimensionată acum exact. Noi avem ridicările topo făcute și estimăm undeva 7 zile manoperă pentru 2 utilaje. Domnul director, dați drumul la lucrări,
imediat cum ne rezolvăm situația și eu vă asigur banii dacă nu se rezolvă. Ne-am mobilizat, am fost în discuții cu toate primării, cu doamna prefect și știm foarte bine ce avem de făcut. Bine, haideți că stau romașcanii fără apă. Mă scuzați. În comitete de abordat și problema pe partea de mediu, știți? Adică lucrurile trebuie să se miște destul de repede, acum, pentru că dacă lucrarea se execută repede, ar trebui și tot ce înseamnă rochii de la mediu să vină. În timpul ăsta cât se execută lucrarea, proiectantul dă drumul la absolut. La tot ce trebuie să aveți. Proiectare și avizare, da. Proiectare și avizare. Dar trebuie scurtate termenele pe mediu, cel puțin, unde merg foarte greu. Deci, la tale condiții, într-o săptămână de zile avem rezolvată problema. Vorbim de 7 zile estimat de către noi, da? Bun, astăzi e joi. Până vinerea viitoare, cel târziu, vreau să fie rezolvată problema asta de aici. Noi facem tot posibilul și de asta scădem. Domnule, sunteți directorul zonal, nu? Da. Zi și noapte stați aici și rezolvați problema. O să mai vin o dată și săptămâna viitoare, văd când, luni, marți. Vreau să văd că se lucrează și că... Și duminică. Da? Noi am zis la 2:30 ne întâlnim, tot votăm. Ce ține de mine să vă ajut cu resurse financiare, să deblocăm situații, compania județeană mă implic și o rezolvăm repede. Dar și vreau pentru Romașcan, dacă se rezolvă în 7 zile, cum s-a menționat, în Roman, când se va vedea situația că începe să se miște? După 2 săptămâni finalizarea lucrurilor. Latența este aceeași. Da. Sunt 28 de puzuri curate în zonă. Care vor avea rezultate vizibile după 2 săptămâni până la o lună, în funcție și deci de deci în 2 săptămâni romașcanii vor vedea... Ar trebui să se simtă o îmbunătățire. Depindem nu doar de nivelul râului, depindem și de cantitatea de precipitații. Cu colegii mei din țară am avut corespondențe în perioada asta și am consultat vis-a-vis de stadiul respectivelor captări care influențează, sunt influențate de condițiile meteo și vă spun că sunt zone în țară unde puțurile sunt la 20% din capacitate. Deci nu este o situație punctuală doar la Roma. Este o secetă care afectează foarte mult operatori de apă în țară. Domnul președinte, de ce se întâmplă? Fondul de captare este acesta. Având de vedere nivelul foarte scăzut pe râul Moldova, acum freaticul alimentează râul. În perioadele de viitor este sens invers. Râul alimentează freaticul. Deci noi ce dorim prin acest freatic? Să punem o barieră la apa subterană, să nu mai ajungă în râu. Vrem o barieră. Și atunci menținem un nivel cât de cât acceptabil în aceste. Sigur că rezultatele se vor vedea pe măsură ce se vor derula lucrurile. E greu de estimat la ora actuală un termen fix sau cât se va îmbunătăți. Hai să facem tot ce putem și repede, zi și noapte. Eu vreau să vă informez ca să rezolvăm chestiunea asta. Vreau să vă informez că conlucrăm cu compania județeană Apa Sergiu, cu domnul director general. Încă de 2 săptămâni, 3 săptămâni. Am finalizat o primă lucrare care am făcut-o noi Apele României. Și dacă vreți să mergeți să vedeți cum se prezintă un canal de deviere de sus și cu o traversă de închidere din balast, în așa fel încât să aducem râul cât mai aproape de frotul de captare, să îmbunătățim infiltrarea în puțuri și să crescem nivelul hidrostatic în puțuri, pentru ca pompele respective să aibă, cum se spune, nivel Pantul, suficient da. să funcționeze. Deci noi lucrăm pe această chestiune de circa 2 săptămâni. Noi de când agregăm date într-un format mult mai organizat, suntem la un minim istoric pe zona asta. Din 2011 n-am mai întâlnit nivelul așa de scăzut. Sunt date pe care le procesăm mai bine și sunt date corecte din 2011. Deci la ora actuală... Eu zic să faceți și un plan. Planul va fi în felul următor, cu toate autoritățile care monitorizează și avizează genul ăsta de lucrări, trebuie obligatoriu să avem un plan permanent de aducere a râului în zona captării. Deci un plan permanent, atâta timp cât aceste lucrări provizorii sunt și vor fi influențate la următoarele viituri, exact cum au fost în 2018. Dar putem să facem un plan împreună cu toți cei care avizează și aceste lucrări să fie efectuate periodic ca să nu mai întâlnim situații punctuale de genul ăsta. Bun, atunci eu zic să-i dăm drumul, dacă la două aveți... La două jumătate. Proiectul este făcut, e trimis, documentație trimisă la toată lumea. Avem și hotărârile trimise la toți membrii Comitetului Județean, la domnul întâlnirea prefectului. Mă țineți la... Fără îndoială. Cu tot ce de aceea când ați spus să ne întâlnim cu toți aici, evident că lucrul... Trebuia văzut că e situația... Sigur, la ora actuală, domnul președinte, noi avem pe râul ăsta în jur de
îi fluctuă în debitul 8-9 metri cubi secundă. Un debit mediu multianual e undeva 15-16 metri cubi secundă. Deci e o situație total nefavorabilă. Am înțeles. Tot, precipitațiile sunt foarte, foarte scăzute începând cu luna septembrie. Nivelul precipitației lunare este foarte, foarte scăzut. Pe fondul acestor chestiuni, sigur că s-a... Haideți să vedem cum rezolvăm, pentru că trebuie să rezolvăm. Să mergem... El e tot povară, talvegul. Înțeles. Și le-a rupt. Da. Aici ai bonus mai... În 97, terminat în 2017. Da, 2017, a durat 20 de ani. Apele române a făcut-o, nu? Da. Da, beneficiară a vasului. Și sunt multe praguri de astea. Asta arată mai bine, dar încolo se rupte chiar de tot. Acum trebuie să băltească. Ca da, să fie aici. Ne-a ajuns repede ce trebuie cu autorizări cu asta să rezolvăm problema. Mă gândeam că mai bine ar fi să trimiteți dumneavoastră. Eu? Da, am o problemă dacă eu emit avizul într-o secundă și da? Cred că aici avem o problemă cu limita administrativă, în sensul în care avem limita administrativă între Cordun și Dulcești și fluctuează limita administrativă. Dat fiind faptul că posibilul lucrarea se desfășoare cu două limite administrative, consider că e mai normal să emiteți dumneavoastră o emit eu, nu-i problemă, o emit autorizația de construire cu avizul nostru, fără nicio problemă. Oricum, de la dumneavoastră am primit hotărârea, de la Roman la fel, și atunci, astăzi, la 2:30, facem și comitetul județean, dăm hotărârea. Mergem în capăt, după aceea. Unde mai mergem? În capăt, să vedem. O să vedeți din capăt, doar din mersul mașinii, da? După aceea ne oprim la captare 3, unde e problema. Aici au început lucrările, da? Și sunt acoperite fronturile 1 și 2, înseamnă 68 de puturi care sunt alimentate mai bine. Încep să se vadă rezultatele. Adică vine apa pe licuță din partea. Da. Dar pentru lucrări finalizate în 15 noiembrie, deja suntem în a doua săptămână, în a treia rezultatele trebuie să fie mai bine. Da. Cum scurează dacă vreți să repetați? Deci cum se vede? Încep să ajungă apa în puțuri. Deci se simte crește nivelul freatic în puțuri. Și deja pompele nu mai merg strangulate, pentru că noi ei închid vanele din cauza că dacă le-a lăsat deschise, s-ar forma un fenomen de cavitație în puț și ar trage aer și nisip ar antrena așa de câte puțuri e vorba? Deci care sunt acum? Deci acum în frontul 1 și 2 avem 66 de puțuri și 7 chesoane, iar în frontul nou despre care este vorba, e vorba de 28 de puțuri și un dren de 1040 de metri. Nu, dar acum rezultatele se văd pe 6 puțuri. Da. 6 puțuri. Primele 6 puțuri. Primele 6 puțuri de aer. Asta ar însemna un debit de? Un surplus de debit? Nu vă pot spune exact, pentru că ieri am început și am deschis. Facem zilnic măsurători, dar... Și în creștere. Ușoară creștere. Unde am fost la dispecer, acolo este o perioadă de stagnare, dar apa începe să vină din cea dispesat. Își urmează cursul agriferului regulă. Natural. Haideți să mergem atunci dincolo și să îi dăm drumul acolo, să vină pe aici, nu? Da, pe culoarul ăsta. Mai sunt încă două rupturi, două diguri, mai încolo unde trebuie făcut diguri. Practic trebuie să excavați aici ca să debea și să puneți perete acolo. Da, da? Și sunt circuri de pacă. Erau niște maluri cu saci, cine trebuie să îi repare acolo? Reflucări la apele României. Dar asta trebuie să reparați malurile alea cu saci, amenajările alea pe care ar trebui. Care sunt garanții la acolo? Păi și când am venit cu două luni în urmă vizită pe aici, tot așa erau. Nu aveți un parcurs de lucru acolo, lăsați așa? O investiție, o nouă basire, care este, se află în garanția constructorului. Și n-ați notificat constructorul? A notificat constructorul, constructorul din păcate a intrat în insolvență și este un blocaj. Și nu se mai face nimic? Deocamdată... N-aș putea să vă spun. Deci aici trebuie să facem competența mea. Dacă putem merge la puțul 8, se poate vedea cum iese apa din puturi, se duce prin Moldova. Alimentează Moldova. Se duce acolo. Da. Deci efectiv apa din pânza freatică, în loc să o captăm noi, ea se vede cu ochiul liber că deviază în râu. Și creată bariera acum. Bariera ca apa freatică, freaticul scade mai greu față de nivelul apelor de suprafață. Apa ar fi aici. Numai nu trebuie să o lăsăm să ducă în râu. Pleci, da. Da.
Dar dumneavoastră, mă scuzați, din când știați situația asta că există aici și că trebuie intervenit? Din punctul de vedere al apelor române. Adică v-a sesizat conducerea APASER chestia asta? O primă întâlnire a fost în luna ianuarie. Și de ce nu s-a intervenit din ianuarie până acum? Și dacă nu era cu situația asta, mai rămânea un ianuarie, nu? Pentru că uite în ce situație suntem dacă n-am făcut intervenția la tine. Au fost toți factorii interesați la fața. Păi și de ce nu s-o intervenit? Dacă nu era situația asta critică, mai mergeați un an așa, nu? Chestiunea este că nu este de competența apelor române această chestiune. Nu e de competența apelor române. Dar de a cui? Ea, primăriei municipiului, respectiv compania județară Apaseri, este o lucrare hidrotehnică făcută de altcineva. Domnul director, Râul Moldova, cursul principal al râului Moldova nu este ăsta. Ăsta este un parte de debit de râul Moldova. Râul Moldova este mai încolo. Auziți că nu e răspunderea noastră. Este o dilemă pe care vrem să o rezolvăm în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Noi am intervenit în 2018 pe un proiect aprobat de către apele române, acel proiect de decolmatare care ar trebui să fie făcut de fiecare dată când este nevoie, vrem să-l punem în practică acum, să nu mai avem situații similare. Da, repet, dacă am știut de problema în noiembrie... Ce s-a ajuns din ianuarie la situația asta, domnul director? Asta e problema. Dacă apele române spun că e a dumneavoastră, a dumneavoastră ziceți că ea... De ce s-a ajuns acum, după atâtea luni, la situația de criză? Deci, și dacă nu era, mai duceați un an. Vorbim, în primul rând, doar de 28 de puțuri. Doi, noi am intervenit de fiecare dată când a fost nevoie. După viituri, am informat administrația bazinală Siret, APA Siret, despre situații. Urmând ca și dumnealor să ne avizeze o altă intervenție sau așteptând ajutorul lor. Pe fronturile 1 și 2 am reușit să facem treaba asta. Aici, pentru că există și această problemă cu limita de proprietate între cordon Pildești, este necesară intervenția forului suprem în situații de urgență, respectiv comitetul. Ce facem acum, putem să facem și un ianuar. Dacă exact, aveam aviz. Dreptate, da. Dacă era lămurit, situația dumneavoastră, intervenția în albia răului, știți foarte bine că este o chestiune delicată. Și dar de ce n-ați sesizat pe domnul președinte sau prefectura de situația asta din ianuarie? Astea sunt chestiuni care nu trebuie să le lăsăm situații să care se întâmple. Exact. Și care probabil câteodată se rezolvă mai greu. Domnul președinte, dacă știați de această situație, interveneați din ianuarie să ajutați? Bineînțeles că interveneam. Cred că ați fost și dumneavoastră pus în fața faptului împlinit, într-o situație pe care nu o cunoșteați, de un an de zile aproape. Păi, de-aia am venit aici, pentru că problema cu apa potabilă în Roman mă îngrijorează și am vrut să vin să văd ce se întâmplă. De-aia am și convocat și prefectul județului și pe cei de la APE și compania județeană APASERV și eu zic că o rezolvăm repede. Dar aici, într-adevăr, acum avut, se putea interveni din ianuarie să rezolvăm. Robașcani, ca o concluzie, că suntem pe final, ce trebuie să știe din partea președintelui Consiliului? Robașcani trebuie să știe că voi fi extrem de preocupat să rezolv problema asta. Am venit astăzi aici și voi monitoriza permanent în următoarea săptămână lucrările de aici. Voi asigura resursele financiare pentru a rezolva problema asta și sper ca în scurt timp problema apei potabile în Roman să se rezolve. Sigur că voi cere și o analiză asupra cauzelor pentru care am ajuns aici și dacă vor fi găsiți responsabili de situația asta, să nu aveți niciun dubiu că nu voi lua măsuri. Doamna prefect, vă face echipă cu domnul președinte. Fără să sprijiniți Romașcanii să... De aceea am și venit aici și asta explicam domnului președinte, că e o reglementare juridică, o dilemă din punctul acesta de vedere, așa cum din păcate și la Piatra Neamț a fost la tot ceea ce înseamnă acele inundații de la Văleni și acolo nimeni nu și-a asuma responsabilitatea juridică a celor torenți. Acum știți, puteți să-i chemați la aceeași masă. Fără îndoială, așa cum i-am chemat și la Piatra Neamț. Acum ne apucăm și punem la aceeași masă și vom lua măsuri ca pe viitor să nu mai întâmpinăm astfel de probleme. Deci există din partea noastră nu ca o promisiune, ca o asigurare pentru romașcani că în cel mai scurt timp se vor face toate eforturile. Nu o promisiune, o asigurare și mă ocup ca situația de aici cu apă potabilă să se rezolve. Domnule director, e adevărat că de fapt din 2018 s-a încercat garanția recuperarea garanției
ajute la construcție? Vreau să vă spun, eu nu am competențe pe linie de investiții și nu cunosc situația exactă. Vă rog frumos dacă vă puteți adresa serviciul de investiții la Basiret Bacău, că n-aș vrea să greșesc, să vă dau niște date pe care nu le dețin. Nu, noi am întrebat la Basiret, dar da. Investiția da. E celor de la Basiret, nu? La Basiret și nu este... Deci nu este garanția, deci constructorul este în garanție. V-am explicat că din informațiile mele constructorul este în insolvență. A fost notificat, dar nu s-a mai întâmplat nimic. Da. Da, nu da. E eu vă mulțumesc că ați venit. Vă asigur pe dumneavoastră și toți romașcanii că vom monitoriza situația de aici și vom găsi rezolvare cât de repede.